Dacă primăria i-ar spune nu, nu s-ar construi, iar primăria vine numai și numai de noi, de ceea ce ne spune noi punctul de vedere. Dacă noi o facem doar pe Facebook, nu o să se întâmple niciodată nimica. Ia să, aici vrem să facem 10 blocuri și să strângă 10.000 de oameni. Ei, s-ar putea să nu mai primească acea autorizație. Pentru că întotdeauna vorbim de lucruri legale. Nu suntem aberanți, nu vrem să blocăm dezvoltarea urbană. Eu de meserie sunt arhitect, deci n-aș fi tâmpită să-mi iau propria pâine de la gură. Dar totuși am făcut o meserie și vreau să se facă cum trebuie. Pentru că noi trăim aici, copiii noștri, noi murim în praf și în betoane. După cum auziți, eu am probleme de respirație și sunt convinsă că mulți dintre voi vă confruntați cu problemele astea, pe care nu le aveți înainte. De la asta sunt, de la mediul poluant în care trăim, de la lipsa spațiilor verzi, de la lipsa copacilor. Noi trăim între betoane și suntem bajocora lor. Trebuie să ne unim și să nu-i mai lăsăm, pentru că se poate. Există precedent în alte zone unde clădiri construite care s-a dovedit că au fost construite ilegal, au fost oprite. Alexandra, dar construcțiile nu trebuie corelate cu drumurile existente? De ce se autorizează în continuare? În mod normal. Colega mea întreabă dacă construcțiile nu trebuie corelate cu infrastructura existentă. În mod normal, da, dar legea din România nu a fost făcută pentru hoții care există. Ea poate fi interpretabilă și dacă nu sunt atacate aceste autorizații, nu se poate face nimic. Dar da, în mod normal și logic și bineînțeles, ar fi trebuit ca înainte de autorizație să se ceară un studiu de trafic. Să se vadă dacă se mai poate susține construcția unor blocuri care să mai aducă un trafic suplimentar. Nu mai vorbim că din punctul meu de vedere, unde discutăm de o viitoare supra-lărgire a acestei prelungiri, blocurile astea sunt prea aproape. Ele trebuiau să fie, vom ajunge să trecem cu trotuarul pe sub balcoane. Deci așa este, în mod normal, există și la primării metode de a bloca și de a asista aceste dezvoltări până când se dezvoltă infrastructura, dar nu se vrea.
Asta este. Trebuie să înțelegem și să învățăm cu toții că putem schimba împreună, că există lucruri și că noi suntem aia înșelați și batjocoriți. Avem drepturi în zonele rezidențiale pentru fiecare lot în parte, că acum vorbim de loturi individuale pentru blocuri de proprietăți private, trebuie să existe minim 30% spațiu verde din suprafața întregului teren, nu din suprafața unui bloc, pentru că mulți așa păcălesc. Trebuie să existe un loc de parcare pentru apartamente până în 100 de metri pătrați, nu e cazul care mai avem, și 2 pentru mai multe, și 10% locuri de vizitatori. Nu există nicăieri locuri de vizitatori. Iar pe această prelungire nu există spații verzi, toate blocurile sunt înconjurate de betoane. Drept urmare și noi. Deci există, avem drepturi și noi trebuie să ni le cerem și să ni le apărăm, că sunt ale noastre. Iar ei își bat joc de noi. La momentul respectiv nu se știa că vor exista nenorocirile astea de hoți. Nu s-au gândit. Credeți-mă că nu ne-am gândit niciodată că ei le vor interpreta. Nicio lege nu este făcută. Nicio lege nu este făcută în ideea că cineva va veni să o reinterpreteze. Noi, numai noi, eu nu am văzut în altă țară pe cineva ca în momentul în care se dă o lege să gândească primul lucru cum fac să o evit. Numai noi facem asta. Da, în anii 80, dar suntem deja în 2020 aproape. Așa este societatea, dar noi suntem cei care o putem schimba. Cât suntem noi, dar putem începe prin a ne educa copiii și prin a educa și pe ceilalți. Pentru că se poate. Vecinii, prieteni, state vorbim. Hai, vrei să zică? Ok, atunci mergem spre centură. O să spun la centură. Cât pierdem noi pe fiecare an în trafic? Mergem spre centură și ne oprim chiar pe centură, chiar la intersecție. Momente de reculegere pentru victimele accidentelor în zonă.